Brutăria Genica dispune de propria moară situată în satul Apața, la 35 de kilometri de Brașov. Aici totul începe cu procurarea materiei prime, grâul, care este adus din cele mai bune zone agricole din țară, în special din sud. Ajuns la moară, este depozitat în buncăre și pregătit pentru prelucrare. Înainte de a fi măcinat, acesta este verificat într-un laborator specializat pentru a determina calitatea acestuia. Prima etapă este curățarea și selectarea boabelor. Secția de curățare a cerealelor cuprinde o gamă de utilaje, cu ajutorul cărora se efectuează operații tehnologice de extragere a diferitelor tipuri de impurități existente în masa cerealelor. A doua etapă este umectarea. Grâul este udat cu apă potabilă și stă la odihnă între 10 și 20 de ore. După acest procedeu, grâul este pregătit pentru a intra în măcinarea propriu-zisă. În prima fază, grâul este zdrobit de către valțuri. Apoi produsul zdrobit este transportat pneumatic către site, unde prin mai multe treceri prin acestea are loc selectarea pentru obținerea făinii care se împarte în mai multe categorii. Făină tip 000, 550, 650, 800. Din aceste procedee rezultă și grișul și tărâța. După măcinare, făina este depozitată în magazinele proprii, unde stă la maturare aproximativ 30 de zile, după care este comercializată. Cea mai importantă caracteristică a acestei mori este lipsa dozatorului pentru amestecul făinii, făina obținută fiind 100% naturală și de o calitate excepțională. Făina este periodic analizată într-un laborator de specialitate pentru a corespunde normelor de consum.